Doamnelor și domnilor, este ora 20. Bună seara, bun găsit! Deschidem jurnalul cu noi informații în cazul conflictelor violente din Pantelimon. Anchetatorii au identificat 19 scandalagii până în prezent. Dintre aceștia, 6 au fost deja reținuți, însă anchetele sunt abia la început. În localitatea ilfoveană s-a creat o stare generală de panică. Oamenilor le este frică să mai iasă din casă, iar jandarmii și polițiștii au împânzit zona. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. De la ce a pornit scandalul? 19 dintre scandalagii care au provocat teroare pe străzile din Pantelimon și apoi la spital au fost identificați. 6 au fost deja reținuți, însă, rând pe rând, cu toții vor ajunge în fața anchetatorilor și vor trece prin mai multe rânduri de audieri. Localitatea ilfoveană este în continuare împânzită de sute de polițiști, jandarmi și mascați. De teama izbucnirii unui nou conflict, aceștia au organizat mai multe filtre de control în oraș. Din cauza că nu au oferit siguranță și protecție, conducerea spitalului Pantelimon a fost amendată cu 3.000 de lei, iar paznicul a fost și el sancționat cu 5.000 de lei. Avocatul uneia dintre familiile implicate în conflict a făcut precizări legate de desfășurarea anchetei penale. Organul de urmărire penală a făcut verificări și a extins și pentru tentativă de omor. Adică orice lovitură care a fost aplicată uneia din participanții la această acțiune, i s-a reținut infracțiunea de tentativă de omor. Curios este faptul că numai o tabără este pusă sub acuzare. Eu consider că organul de urmărire penală trebuia să facă o cercetare completă. Trebuia să ia de la A la Z și să analizeze parcursul întregii activități infracționale. Acesta face însă și acuzații grave. El susține că polițiștii din Ilfov au fost informați cu privire la un posibil conflict între cele două clanuri, însă au ales să ignore. Cu câteva zile înainte, tabăra pe care am o reprezint a făcut o plângere la poliția oraș Pantelimon și organul de urmărire penală n-a făcut nimic. Cele două familii ar avea un conflict vechi de câțiva ani. O fată ar fi băgat însă și mai multă zăzanie între rivali. De aici și până la scenele de bătaie, ca în Vestul Sălbatic, nu a mai fost decât un pas. S-au certat de la niște discuții, fiindcă în mediul romilor există niște cutume pe care ei nu le încalcă. Una din părți a încărcat această cutumă și s-a ajuns la acest conflict. Tensiunile între cele două clanuri au semănat panică printre locuitorii din Pantelimon. Oamenilor le este teamă să mai iasă din casă și așteaptă deznodământul anchetei. Din totalul celor 19 indivizi identificați, 6 au fost deja reținuți. Alți 4 încă nu au ajuns la audieri, aceștia fiind încă internați la spital cu răni grave.